1000 de militari români și 600 de militari din Statele Unite ale Americii, Bulgaria și fosta Republică Iugoslavă au participat la exercițiul multinațional Black Sea Rotational Force 13, care s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni. Cu prilejul încheierii proiectului, militarii au oferit participanților la ceremonie un exercițiu tactic demonstrativ. Exercițiul a avut ca scop pregătirea militarilor ce urmează să plece în Afganistan. Acest exercițiu a fost un succes din toate punctele de vedere. Au fost implicați foarte mulți militari din toate categoriile de forțe, forțele aeriene, forțele terestre, forțele navale. Accentul a fost pus pe instruirea predislocare a forțelor care au plecat sau urmează să plece în teatrul de operații din Afganistan. În afară de acesta au avut loc foarte multe seminarii în numeroase locații, pe diferite teme, inclusiv relații civilo-militare, situații de criză și alte teme conexe. Comandantul forțelor militare americane s-a arătat extrem de mulțumit de cooperarea pe care a avut-o cu militarii români. I'm honored and proud to be here. This has been a great training opportunity from the non-commissioned officer to the officers have learned a lot. Shoulder to shoulder, they've trained together since August. Since February to August. We've accomplished a lot. They've learned a lot. They've demonstrated it here today. Our military relationships are better. Our cooperation together is better. We're stronger together. So for that, this has been an outstanding training evolution, and we look very much forward to continue this. Exercițiile s-au desfășurat în București, Dej, Craiova, Babadag, Pitești, Făgăraș, Constanța și Mihail Cogălnicianu. Am executat o serie de exerciții tactice, constând în patrule de prezență, reacția la atacul cu dispozitiv exploziv improvizat, la ambuscadă, escortă convoi. Pentru noi nu a fost o premieră acest exercițiu, deoarece am fost în teatrul de operații din Afganistan. Am exersat aceste tate și proceduri specifice teatrului de operații. Pe lângă amploarea exercițiilor, militarii americani au apreciat și țara noastră. Experience here within working with all the military has been excellent. Love the country. Mamaya Beach is just awesome place to be. Beautiful weather, awesome people and great experience being here with working with all the military. Exercițiul s-a desfășurat și în afara țării noastre, în mai multe state din zona Mării Negre, Balcani și regiunea Caucazului.